Capitolul 8. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește lui Aaron și spune-i: Când vei așeza candelele în sfeșnic, cele 7 candele vor trebui să lumineze în partea dinaintea sfeșnicului. Aaron a făcut așa. A așezat candelele în partea dinaintea sfeșnicului, cum poruncise lui Moise Domnul. Sfeșnicul era de aur bătut. Atât piciorul, cât și florile lui erau de aur bătut. Moise făcuse sfeșnicul după chipul pe care îl arătase Domnul. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Ia pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel și curățește-i. Iată cum să-i curățești. Stropește-i cu apă ispășitoare. Să lase să treacă briciul peste tot trupul lor, să-și spele hainele și să se curățească. Să ia apoi un vițel cu darul de mâncare obișnuit, făcut din floare de făină frământată cu un de lemn. Și să mai iei un alt vițel pentru jertfa de ispășire. Să apropii pe leviți înaintea cortului întâlnirii și să strângi toată adunarea copiilor lui Israel. Să apropii pe leviți înaintea Domnului și copiii lui Israel să-și pune mâinile pe leviți. Aaron să-l legene pe leviți într-o parte și într-alta înaintea Domnului ca un dar legănat din partea copiilor lui Israel. Și să fie închinați astfel în slujba Domnului. Leviții să-și pună mâinile pe capul vițeilor și să aduci unul ca jertfă de ispășire și altul ca ardere de tot, ca să faci ispășire pentru leviți. Să pui pe leviți în picioare înaintea lui Aaron și înaintea fiilor lui și să-i legi într-o parte și într-alta ca un dar legănat Domnului. Așa să desparți pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel și leviții vor fi ai mei. După aceea, leviții să vină să facă slujba în cortul întâlnirii. Astfel să-i curățești și să-i legeni într-o parte și într-alta ca un dar legănat. Căci ei îmi sunt dați cu totul din mijlocul copiilor lui Israel. Eu i-am luat pentru mine în locul întâiilor născuți, din toți întâii născuți ai copiilor lui Israel. Căci orice întâi născut al copiilor lui Israel este al meu, atât din oameni cât și din dobitoace. Mie mi-am închinat în ziua când am lovit pe toți întâi născuți în țara Egiptului. Și eu am luat pe leviți în locul tuturor întâilor născuți ai copiilor lui Israel. Am dat pe leviți în totul lui Aaron și fiilor lui din mijlocul copiilor lui Israel, ca să facă slujbă pentru copiii lui Israel în cortul întâlnirii, să facă ispășire pentru copiii lui Israel și astfel copiii lui Israel să nu fie loviți cu nicio urgie când se vor apropia de sfântul locaș. Moise, Aaron și toată adunarea copiilor lui Israel au făcut cu leviții tot ce poruncise lui Moise Domnul despre leviți. Așa au făcut copiii lui Israel cu ei. Leviții s-au curățit și și-au spălat hainele. Aaron i-a legănat într-o parte și într-alta ca un dar legănat înaintea Domnului și a făcut ispășire pentru ei ca să-i curățească. După aceea, leviții au venit să-și facă slujba în cortul întâlnirii în fața lui Aaron și a fiilor lui. Întocmai cum poruncise lui Moise Domnul cu privire la leviți, așa s-a făcut cu ei. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Iată legea privitoare la leviți. De la vârsta de 25 de ani în sus, orice levit va intra în slujba cortului întâlnirii ca să îndeplinească o slujbă acolo. De la vârsta de 50 de ani încolo, să iasă din slujbă și să nu mai slujească. Va putea să ajute pe frații lui în cortul întâlnirii, să păzească ce le este dat în grijă, dar să nu mai facă slujbă. Așa să faci cu leviții în ce privește slujbele lor.